Bună seara! Astăzi o să vorbim despre un proces care ne afectează pe toți și vrem, nu vrem. Asta este lumea în care trăim. Și asta, și acesta se numește... Vai, ce-mi place de astea care nu sunt bune. Se numește... Mai întâi de dată vreau să înțelegem ce este și cum se produce vampirismul energetic, da? Și avem două persoane. Da? În care una are un câmp, alta are alt câmp. Procesul de prin care energia unui energie, da? Energia de la un om trece la altul, se cheamă transfer. Care nu este, în esență, negativ. Transferul este principiul care stă la baza comunicării cu oamenilor. Și o să vorbim că sunt transferuri care sunt pozitive, sunt transferuri care sunt negative, sunt transferuri care sunt pozitive în perspectivă. Deci sunt transferuri pozitive. Bun. Când acest transfer de energie afectează o persoană și îl dezechilibrează din punct de vedere energetic, emoțional, spiritual, sexual, din toate punctele de vedere, se numește vampirism energetic. Bun. Noi nu suntem sisteme închise, energetice. Nu suntem sisteme vii. Noi suntem sisteme deschise. Deci noi oamenii, fără să vrem, interacționăm. Prin această interacțiune se produce un transfer de informații și energie. Da? Bun. Evident, principiul transferului se face de la un tip de energie mai mare la un tip de energie mai mică. Evident că un antrenor care are energia mai mare va transfera din energia lui sportivului. Evident că un profesor va transfera din energia lor elevilor. Evident, un maestru va transfera din energia lui elevilor săi. Bun. Atunci se pune problema bine. Și, de fapt, de ce vorbim despre vampirism energetic? Pentru că vampirismul energetic, în perspectivă, face rău. Și problema se pune în felul următor. Sunt cazuri, da? De oameni care au lumină interioară mică. Având lumină interioară mică, automat, și cei care au DH-ul, Duhul Sfânt, sau interioară, automat se produce un transfer de lumină la persoana respectivă. Și atunci, energia negativă a persoanei cu lumină interioară mică, da? Se duce la persoana cu energie pozitivă. Și invers, lumina respectivă. Bun. Și ca să vă dau un exemplu. În cazul în care am un soț și o soție. Da? Și ei sunt căsătoriți. Și el sau, să zicem, caz concret. Ea are lumină interioară mare. El are lumină interioară mică. Da? Automat se va produce acest transfer de energie în timpul nopții. Da? În timpul nopții, în timpul zilei, când mănâncă, mă rog, când fac dragoste. Iar ea se va simți devitalizat. Pentru că ceea ce este afectat în vampirismul energetic este sufletul. Și este energia vitală. Energia de la nivelul șarpelui Kundalini. Evident că un om cu energie cu lumină interioară mică, deci cu
energie negativă, vă va împiediza pe toți cei din jur. În perspectivă, ce se întâmplă? Păi, se produce transferul ăsta de SN-ul, da? Energia negativă dintr-o parte și suflet, energie din altă parte. Și în momentul respectiv, aici este în sens invers, da? Că dacă are, secundă, introduce în partea cealaltă. Se produce transferul ăsta de energie. Deci dacă ăsta e cu H mai mare, se produce acest transfer de energie. Și în, moment, în perspectivă, acest om va pierde din suflet, energia vitală, protecția divină, din cauza că se transferă inclusiv energie de la nivelul câmpurilor. Bun. Ce se întâmplă cu el? În perspectivă se îmbolnăvește. Prima oară nu mai poate să stăpânească, nu mai poate să stăpânească nervii. În perspectivă se îmbolnăvește. Vampirismul energetic se poate produce și între colegii de la birou. Da? Doi oameni care stau în aceeași cameră timp de 8 ore. Sau 2 sau 3. Evident se produce un echilibru energetic la nivelul biroului respectiv. Evident că unul care are alt tip de vibrație decât ceilalți se va simți rău. Vampirismul energetic poate să fie o singură persoană, poate să fie un grup de persoane. Da? Apropo de transferul ăsta de energie. Evident, vampirismul energetic este, cum să vă spun eu, este se manifestă în cadrul familiei. Se poate manifesta în cadrul școlii. În cadrul tuturor relațiilor dintre oameni. Deci nu este, este un lucru absolut firesc pe undeva. Care sunt persoanele predispuse a fi victime ale unui vampirism energetic? Domnule, să știți că persoanele care sunt predispuse a fi victime vampirismului energetic sunt persoane cu protecție divină mică. Deci, o persoană care are câmpurile de protecție foarte mari, deci câmpurile noastre energetice, nu va fi atât de ușor vampirizată de față de una. Deci nu cred că cineva putea să-L vampirizeze pe Iisus Hristos. Da? Sau, mă rog, apoi deveniți apostoli. Deci cu cât ai câmpul de protecție mai mare și mai puternic, cu atât posibilitatea de a fi vampirizat scade. Ceea ce vă spuneam, determină apariția vampirismului energetic, este nevoia de energie. Ei nu au energie. Și neavând energie, și au în alte părți, și au de la ceilalți. Ei nu pot să-și ia energia din, eu știu, din univers, de la Dumnezeu. Și atunci, eu, de unde pot și ei? N-au relație personală cu cineva care are relație personală cu Dumnezeu, nu mai are nevoie să-și ia energia. Nici din mâncare, nici din natură. Că și-o ia direct de la Dumnezeu. Dar, pe lângă ăștia sunt ceilalți care își iau energia din mâncare, da? Cei mai de jos, și sunt cei care nu pot să-și ia nici de mâncare și își iau de la cei din jur. Mă rog, cei mai... Scala ar fi așa, cei care își iau energie din mâncare și de la ceilalți, cei care își iau energie din mâncare, cei care își iau energie din natură, da? Și cei care își iau energie din... de la Dumnezeu. Cum recunoști un vampir energetic? Care sunt caracteristicile? Domnule, e greu să recunoști un vampir energetic, pentru că nu scrie pe el vampir energetic. Tot ce pot să spun este că în relație cu persoana respectivă stai de vorbă un sfert de oră și după aia te simți moale, te simți devitalizat, te ia somnul. Sau, dacă este o persoană de lângă tine, în momentul în care dormi cu mă rog, cu o persoană care este devitalizată, a doua zi te trezești obosit. Da? Asta este cazul diferenței de energie dintre soți. Adică,
Știți, să pune problema dacă este recomandat sau nu să dormi împreună cu soțul sau soția. Din punctul ăsta de vedere, dacă sunt diferențe mari de energie, mai bine nu. Pentru că cel care are nevoie mai mare de energie, îl va vampiriza pe celălalt. Iar celălalt, în perspectivă, are de suferit. Și atunci când eu zic că dacă diferența asta este mare, mai bine să stau separat decât să sufere unul dintre ei. Evident, cel care ia energie se simte bine. A doua zi, poate să culce la loc când se trezește. Bun. Deci, recunoști prin faptul că în momentul în care te trezești, te trezești obosit. Când te trezești obosit, înseamnă că cel de lângă tine, sau, mă rog, mai sunt și alte cazuri, mai sunt atacuri psihice, mai sunt karme, mai sunt... Dar, de cele mai multe ori, dacă te trezești obosit, înseamnă că cel de lângă tine se încarcă din energia ta. Deci, o secundă. Vampirismul energetic este făcut inconștient. Orice act de preluare de energie făcut conștient se numește atac psi. Deci noi vorbim aici strict de vampirism energetic. Deci lucruri care se întâmplă inconștient absolut firesc. Dar dacă eu iau cu voință lumina cuiva, energia cuiva, aia se numește deja atac psi. Ține de cunoaștere. Cum se manifestă victima unui vampirism energetic? V-am zis, foarte simplu. Prima oară e devitalizată, lipsită de energie, moale, leșinată așa, da? În timp, ea ajunge să se îmbolnăvească. De ce? Pentru că vampirismul energetic, printre care ia și sufletul și din energia vitală. Nu din suflet și din energia vitală, automat se distruge integritatea structurală a organismului respectiv. Deci, în perspectivă, organele lui cedează. Deci, în timp, în momentul în care trăiești cu un vampir energetic, ăsta te bagă în pământ. Deci, o persoană ca ora intactă, calmă, liniștită, fără bleșinoră, poate deveni victima unui vampir energetic? Nu. V-am zis. Dacă protecția ta divină este bună, atunci nu te poate vampiriza nimeni pentru că nu rezonezi cu el. Deci, orice formă de vampirism energetic se bazează pe principiul rezonanței. Deci undeva ai rezonat cu persoana respectivă, undeva s-a întâmplat ceva. Să știți că mila este o formă de vampirism energetic. Adică sunt persoane care te sună și zice, uai, ce lume a fost mie, cât de, va, în general prieteni. Eu de asta mă oferesc foarte mult de prieteni. Zice, uai, ce lume a fost mie, ce... Aia, ce lume, că nu merge nimic. Și se pui capul atâta într-o oră. Și după o oră, tu ești varză, sau jumătate de oră, sau cât vorbește, și el zice, bine, mersi, se duce și e mai bine. Și tu rămâi cu problemele lui. Feriți-vă de oameni ăștia care, sub pretextul minei și încearcă să vă vai cât de rău mie, mie și vă vorbesc numai de nenorocire lor. Ăștia sunt vampiri energetici. Tu reintri în rezonanță cu el, ți se face milă și de fapt îi dai din sufletul tău. Și nu ai rezolvat nimic. Pentru că el va face, îl va consuma, că oricum gândește prost, și după aia va vampiriza pe altul. Ăștia fac inconștient. Aia care, că le rău, te sună. Deci nu au altă metodă să se încarce decât vampirizând alte persoane. Eu sunt plătit pentru asta. Adică sunt terapeut și sunt plătit să fiu vampirizat. Dar voi nu sunteți plătiți să fiți vampirizați. Pentru o anumită sumă de bani mă las vampirizat, nu-i nicio problemă. Da? Pentru că pot să mă încarc. Am alte sisteme de încărcare. Dar la voi nu e cazul pentru că nici nu sunteți pregătiți, nici nu știți să vă încărcați. Bun. Persoane vampirice. Dom'le, cei mai mari vampiri sunt depresivi. De ce? Pentru că ei nu vor să trăiască. Ne vrem să trăiască, au probleme împotriva vieții. Ne vrem să trăiască, automat lor le cade suferte. Ne vrem să trăiască, acum gândesc prost. Ne vrem să trăiască, automat e mic prost. Ne vrem să trăiască, automat se încarcă
din lumina altora, cea celor din jur. Și îi vampirizează pe toți cei din jur. Deci unul depresiv, și mai ales unul care nu vrea și nu vrea să facă bine, este dezastru pentru cei din jur. Dezastru, dezastru. Deci, asta trebuie să înțelegeți. Schimbarea unui depresiv se face greu. Și cu mult, multe bubuie. Dar depresivii sunt cei mai mari vampiri energetici. Cei care, bietul de mine, joacă rolul, bietul de mine. Bietul de mine, vai săracul de mine, cât de greu mi-e și ce bolnav sunt eu. Alcoolicii, drogații, deci cei care folosesc droguri, în general sunt vampiri energetici. Da? Care sunt soluții pentru a nu deveni victima unui vampir energetic? Păi foarte simplu. În momentul în care... Deci sunt sistemele de închidere, da? În momentul în care mi-am pus mâinile în fața plexului solar, în formă de... Deci în formă de... ca și rugăciune, mi-am închis câmpurile. Mi-am încrucișat picioarele. Da? Astea sunt cele mai banale chestii. După aia, din punct de vedere al luminii, simplu fapt. Aici e sursa de lumină. Da? Am mă conectat la sursa de lumină. Aici e centrul Pământului. Am mă conectat la sursa de lumină. Automat îmi crește toate ce? Toate câmpurile. Crescând în toate câmpurile, deci se face meditație. Da? Pot de asemenea să spun Psalmul 22. Care mi închide centrul energetic și de ce automat nu mai fac, nu mai rezonez cu omul respectiv. Sau, pentru că nu știe nimeni, toată lumea, Tatăl nostru. De ce? În Tatăl nostru, deci cu Tatăl nostru pot să-l folosesc și ca să-mi închid centrul energetic și ca să-mi deschid. E vorba de intenție, da? Dacă sunt Tatăl nostru ca să mă protejez și să blochezi centrul energetic, e foarte bine și se poate. Da? Bun. Deci Tatăl nostru, sau Psalmul 22. Care este soluția de cele de așa? Asumându-ne rolul de salvator, putem deveni într-un fel victime al unui vampir energetic? Absolut, da. Asta spuneam. Dacă voi vreți să-i salvați pe ăștia care nu vor să fie salvați, în realitate, voi vă lăsați vampirizați. Nu mai fiți salvator. Rolul de Iisus Hristos salvat. Când găsiți o persoană care e depresivă, care așa, trimiteți-vă în psihoterapeut. La psihoterapeut, la biserică, la terapie energetică, nici eu nu lucrez numai eu singur pe un om. De ce? Pentru că nu pot să stau agățat cu N pacient care să vin la mine. Și atunci, el luându-și energia și protecția din mai multe locuri, nici măcar Părintele Argatul nu se ocupa de un singur om, el singur. Îi mai trimitea și la biserică, îi mai trimitea și la alți preoți, îi mai trimitea și prin locuri sfinte, îi mai trimitea și pe nu știu unde, special ca să nu fie el agățat de. Vampirii energetici trimit corzi. Tom, 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 tom. Și sugă așa energie. Și automat te distrug. Nu vă lăsați distruși. Să știți că până și eu, ca terapeut, am făcut chestia asta. Din prea multă milă. Din prea multă milă. Am făcut asta cu oameni apropiați. Am făcut asta cu elevii de mei. Am fost odată ca o cloșcă cu elevii mei. Și culmea este, cei pe care i-am ajutat cei mai mulți și pe care i-am susținut cel mai mult, au devenit cei mai slabi. Carușile alea. Desert. Cei pe care i-am lăsat să se zbată și le-am dat cât un deget așa cât să nu se înnece, ei au devenit puternici. Deci nu mai fiți ca niște cloști, nici măcar pentru copiii voștri, că nu mor. E un Dumnezeu acolo sus și trăim cât trăim. Există furt energetic între șef și angajați? Poate să fie un furt energetic între șef și angajați. Poate să fie un furt energetic și între angajați și șef. Da? Pentru că există un transfer de energie între șef și angajați. Mila, ne poate face să devenim victime? Absolut, da.
V-am zis, structurile care sunt implicate sunt câmpurile, centri, corzile, sufletul, energia vitală. Se poate produce vampirism energetic între oameni și plante? Absolut da. Deci, eu la cabinet aveam flori frumoase. Dom'le, alea de la mine din cabinet trăiau, alea din sala de așteptare mureau. Ce se întâmplă? Și după aia mi-a avisat că, de fapt, în sala de așteptare aveam oameni cu probleme. Evident, ei proiectează. Proiectează în energia lui. Noi intrăm în rezonanță cu plantele. Deci noi ne încărcăm de la plante. Dacă suntem devitalizați, ne încărcăm de la plante. Evident că dacă e o plantă mică, aia se usucă și moare. Deci sunt oameni pe lângă care mor florile. Din cauza că le... Natura are această capacitate. Dacă ești hiper încărcat, deci ești încărcat energetic prea mult și te duci în natură, te descarci. Dacă ești descărcat și te duci în natură, te îngarci. Deci natura te echilibrează. E un sistem viu mare care te echilibrează. N-am cum să o distrug eu. De exemplu, înainte le-am gătut după slujbă, dădea ce dădea la oameni și după aia ieșea afară. Și se uita la plantele și la florile din jur. Și descărca energia care îi mai rămăsese, că avea de unde da, plantelor și animalelor, plantelor și florilor și pomilor de acolo, de la cernică. Vampirismul se manifestă în principiul rezonanței sau a legilor karmei. Dom'le, nici se manifestă și pe principiul rezonanței și pe principiul legilor karmei. Da. Pentru că dacă eu, de exemplu, am o datorie karmică față de persoana asta, automat se va produce transferul de energie. De suflet. Deci poate să se manifeste prin legile karmei. Da? Se produce transferul de SN. Dar poate să se producă și prin principiul rezonanței. Adică mi-e milă de unul. De un cerșitor care mi-e milă. Da? Ți-e milă de el? Automat îi dai din sufletul tău. M-am zis, conștient sau inconștient? Nu. Pentru că conștient este atac psihic. Deci, prezența duhurilor necurate și celelalte entități malefice nu este o manifestare neputrivă, propriu-zis, a vampirismului energetic. Pentru că transferul de entități malefice se face doar pe principiul karmei. Deci, dacă tu n-ai nicio legătură cu omul respectiv și nu rezonezi cu entitățile respective malefice, nu poți să le preiei. Pentru că tu nu poți să preiei decât atât și ce ți îngăduie Dumnezeu. Demonii și entitățile negative n-au voie să intre în mine decât în măsura în care le îngăduie Dumnezeu. Nu mai mult. Vampirismul poate să apară între două ființe din lumi diferite, de exemplu, într-o persoană din lumea reală și o persoană decedată, aflată acum în lumea spirituală? Absolut, da. Și o să facem o schemă, altă schemă. Și există cazuri de vampirism energetic datorat strămoșilor. Cum poți să afli asta? Da? Radiestezii. Poți să afli asta prin constelații familiale. Da? Există vampirism datorat extraterestrilor.
gând dacă se să mai merg psihiatru sau rupă părți. Dar există cazuri de genul ăsta. De fapt, vampirii datorate entităților de pe alte planete, care se conectează la entități din lumea asta. Există vampirism energetic datorat
tot un transfer și o formă de vampirism energetic este de ochi. Și mi se pare că am vorbit despre de ochi. Pe live spirit. Da? Bun. Soluția. După ce faci, după ce ai fost vampirizat? Ai fost vampirizat energetic. Perfect. Ești devitalizat. Perfect. Doamne, ca orice lucru care... La fel. Le spun eu elevilor mei. La fel. La fel înseamnă rugăciune plus post. Nei. De ce? Păi foarte simplu. Eu trebuie să mă curăț. Da? Trebuie să-mi aduc înapoi sufletul care s-a dus să se face prin post negru și prin rugăciune. Trebuie să-mi refac structurile și să curăț energia negativă care a venit pe mine prin principiul transferului. Și asta presupune tot rugăciune și post negru. Evident, merge. Prin sisteme, prin algoritmi de curățare, prin conectare, prin stâlpul de lumină. Deci automat mă curăț. Da? Meditația, mișcare din Reiki, etc. Deci, orice formă de vampirizare se rezolvă ca orice fel de curățare și încărcare energetică, fie a Reiki, fie Qigong, fie ce vreți voi. Deci, principiul din care îți revii după ce ai fost vampirizat energetic este principiul curățării și încărcării. Om. Bun. Cam atât despre vampirizare. Sper că v-am fost de folos. Încercați să nu vă vampirizați copiii, să nu vă vampirizați soții, încercați să nu fiți vampiri energetici celor dragi, încercați să-i susțineți emoțional, chiar dacă ei poate că nu înțeleg și nu știu eforturile voastre, o faceți pentru voi, pentru sufletul vostru și pentru Dumnezeu. Și pentru oameni, evident, persoanele. Bine! Să vă fie de folos. Sper că v-a fost utilă emisiunea de azi. Spor la treabă și o seară minunată în continuare.